Deci, în primul rând, mă bucur foarte tare că reușim astăzi să marcăm Ziua Internațională a Combaterii Risipei Alimentare, 29 septembrie. Suntem foarte fericiți să venim și cu niște rezultate frumoase după un an de zile de Banca Regională pentru Alimente cu depozitul de la Turda. Ce facem noi aici e pur și simplu că facem așa o îmbinare, și anume, în parteneriat cu cei de la Centrul Gastronomic Turda, cu Marta, gătim aici la depozitul nostru din produse pe care noi le-am salvat de la risipă în ultimele 48 de ore. Marta o să facă niște delicatese extraordinare, vă invităm să le gustați și cu ocazia asta putem să vedem că de fapt, sau putem să conștientizăm de fapt cât de multe alimente bune de consum aruncăm fiecare dintre noi acasă, dar și depozitele, producătorii, lanțurile de supermarket și așa mai departe. Ce se mai întâmplă astăzi la noi? E foarte simplu. Avem o degustare de vin ISA, pentru că e ce merge cel mai bine cu mâncarea pe care o gătește scumpa noastră Marta. Și în același timp este un prilej să aducem la oaltă beneficiari, organizațiile beneficiare, partenerii noștri, de fapt, din ultimul an de zile. În acest moment, din perspectiva asta de rezultate, vă putem spune că un an de zile de depozit regional pentru noi înseamnă și niște cifre frumoase. Adică, din 1 ianuarie și până în 31 august, am reușit să salvăm de la risipă 369 de tone de alimente care ar fi trebuit să meargă spre distrugere și le-am redirecționat către cele 118 organizații beneficiare. Case de bătrâni, case de copii, cei care gătesc programe de tip masă caldă. Ce măsură, să zic așa, beneficiarii v-au prezentat un feedback al acțiunilor pe care le-au desfășurat? Deci, Banca Regională pentru Alimente există în România, a fost fondată la București în 2016. Din 2018 funcționează și cea de la Cluj. Asta înseamnă că deja am avut o perioadă de câțiva ani de zile în care să interacționăm cu organizațiile beneficiare și să le luăm feedback. Bineînțeles că printre feedback-urile lor, cel mai frecvente sau cel mai frecvent este cel că reușesc să facă o economie, unul la mână, de bani, pentru că nu-și mai cumpără alimentele respective și, pe de altă parte, reușesc să dea oamenilor pe care ei îi au în grijă, reușesc să dea produse de o calitate mai bună. Pentru că dacă ei ar merge la magazin, s-ar putea să nu-și cumpere iaurtul cel mai scump, probabil că le iau pe cel mai ieftin. Nu cumpără pastele cele mai scumpe, probabil că le iau pe cele mai ieftine. Și atunci, pe lângă faptul că au reușit să economisească bani, au dat oamenilor și produse de calitate mai mare. Deci înțeleg că beneficiarii beneficiază, ca să, așa, de gratuit de aceste produse, fără exact niciun cost din partea lor. Exact. Și cum se face livrarea? Le duceți noastră? Vin ei nu. La depozit? Nu, vin ei la depozit. Adică noi primim aici cantitate mare, știu eu. De exemplu, ieri au venit 5 palete de iaurturi. Au venit aici la depozit, am descărcat tot iaurtul și apoi am împărțit beneficiarilor în funcție de numărul de persoane pe care fiecare dintre ei îi au în grijă, pe listă. Pentru că avem și beneficiari care au 18 persoane de care au grijă și avem și beneficiari care au comunități de 2-3 mii de persoane, de exemplu. Este foarte variată paleta asta beneficiarilor și ei au produsele de aici, de la noi, și le duc mai departe să le gătească, să le consume. Înțeleg că dumneavoastră colaborați doar cu organizații și asociații. Exact. Dacă o persoană fizică ar vrea să beneficieze de serviciile pe care dumneavoastră le prestați, poate sau nu poate? Nu. Persoanele fizice nu pot să beneficieze de serviciile pe care noi le oferim, pot doar prin intermediul organizațiilor beneficiare. De ce? Pentru că pentru noi ar fi foarte greu să putem să facem anchete sociale pentru câte o persoană în parte. Ăsta e motivul pentru care modelul nostru, să zic așa, este business to business, nu-i business to consumer. Adică noi mergem către organizații și avem grijă ca organizațiile respective să ne facă un raport după fiecare an de activitate, să ne arate poze cu felul în care au distribuit produsele și să ne țină la curent cu toate noutățile din teren. Adică să ne spună dacă sunt modificări din perspectiva numărului de beneficiari, pentru că, iarăși, noi avem produse foarte multe și variate. Adică avem și produse alimentare perisabile, avem produse alimentare neperisabile, dar avem și alimente non-food. Nu știu, de exemplu, Pampers am primit, bineînțeles că îl trimitem direct către cei care au copii mici, haine, primim o gamă foarte, foarte largă de produse.
un caz în care există asociații care probabil până acum nu au fost colaboratori ai dumneavoastră și ar dori să intre într-un contact și să beneficieze la rândul lor de serviciile oferite de dumneavoastră, care e procedura? Procedura este că în primul rând ei iau legătura cu noi și apoi noi le trimitem un acord de colaborare, un contract ca să poată să vadă toate condițiile noastre și au de completat încă 3-4 anexe. Adică ar trebui să investească undeva la oră jumătate să facă toată completarea respectivă de documente ca să putem să facem și noi o analiză, să vedem dacă programul social pe care îl au este potrivit, este în direcția ce facem noi și să îi acceptăm sau nu în rândul beneficiarilor. Asta pe de o parte a colaborării, pe de altă parte înțeleg că furnizorii principali ai dumneavoastră ar fi marile lanțuri de magazine. Avem, da, marile lanțuri de magazine, fabrici care au supraproducție, avem și fabrici care ne dau direct produse și cam astea sunt. S-a întâmplat să fie și magazine mai mici cu care să colaborați? Da, dar până în acest moment foarte puțin, pentru că oamenii abia încep să audă. Adică așa să vă gândiți că noi deja de un an de zile funcționăm aici și am reușit să facem niște lucruri din punctul nostru de vedere extraordinare. De ce sunt extraordinare? Că lucrăm cu voluntari. Și atunci cu atât mai nu, suntem mândri de ce am reușit să facem. Și atunci ne-a fost foarte dificil să avem oameni care să meargă și înspre magazinele mici. Pentru că și ei suntem convinși că o să reușim să lucrăm și cu ei, numai că ei trebuie să audă o dată de 2 ori, de 10 ori de noi, până când să-și dea seama că pot să facă o faptă bună și pot să economisească prin intermediul nostru. Mă gândesc că este la fel și cu, nu știu, producătorii agricoli. Categoric, de la producători agricoli din Cluj primim marfă în acest moment și suntem în discuții și cu câțiva din zona. Dar iarăși, sunt la nivel de începutul discuțiile și până la urmă suntem convinse că o să reușim să-i aducem și pe cei din zonă să ne fie parteneri. Depozitul la care ne aflăm, înțeleg că este depozitul pe Cluj al Băncii de Alimente. Da. Ați putea, nu știu, să numiți câțiva beneficiari, măcar din zona Turda, Câmpia Turzii, dacă nu de la nivelul județului Cluj? Da, cum să nu. Prison Fellowship din Cluj, Tineri pentru Misiune, Cluj, Ece Homo, Herald, Căsuța Bucuriei, O Masă Caldă, Masa Săracului, Pro Asisto, Acoperământul Maicii Domnului, Casa Cris. Stați să mă gândesc ce mai avem. E foarte simplu că pe toți îi găsiți pe site-ul nostru. Deci acolo e lista cu toți publică și e ușor de identificat. În afară de colaborările pe termen lung cu partenerii pe care i-ați amintit, mă refer beneficiarii dumneavoastră, au fost situații în care să vă implicați în, nu știu, în campanii sau punctual, în evenimente, cum ar fi fost, de exemplu, problema cu inundațiile de la Ocoliș. Da. Da, ne-am implicat și, surprinzător, continuăm să ne implicăm, pentru că, așa cum am anticipat și noi în august, atunci au fost foarte mulți oameni care s-au dus înspre ei cu ajutoare și la Ocoliș și sus la Roșia Montană și, între timp, pentru că deja au trecut vreo 2-3 luni de zile, suntem focusați înspre alte direcții, oamenii nu mai merg să-i ajute. Noi am trimis, cred că acum 2 săptămâni, am trimis încă o mașină de produse către cei din Roșia Montană. Care sunt perspectivele imediate și probabil pe termen mediu ale băncii pentru alimente? Păi, ce ne dorim noi în acest moment este să consolidăm relația pe care o avem cu organizațiile beneficiare. Ne dorim să creștem numărul de lanțuri de supermarketuri care vin și ne dau produse. Asta și pentru că am început să primim donații și în baza legii sponsorizării, care este în vigoare de câteva luni de zile și așteptăm norme de aplicare pentru ea. Și pentru că avem depozitul înregistrat la MADR, asta ne permite să primim astfel produse și categoric o să fie o creștere. Adică deja am simțit, de la jumătatea anului am simțit o creștere destul de mare. Nu mai vine marfă spre noi la nivel de un camion întreg, dar vine multă și constantă. Asta e o schimbare pe care am văzut-o. Categoric vrem să creștem cifrele, adică avem niște obiective la care lucrăm, vrem să ajungem la 1000 de tone salvate în următorul an, cel târziu, și
asta și să consolidăm relația pe care o avem cu, cu beneficiarii noștri. Și Codruța și Valin. Și Mihai, bineînțeles. Mulțumim. Gândiți-vă cât de frumos este că putem să ne adunăm împreună aici. E primul an în care noi sărbătorim 29 septembrie. 29 septembrie este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. A fost numită așa în... Da. Deci vă rugăm din suflet, în timp ce ascultăm pe Gabi, să veniți să vă și serviți cu preparatele pe care le avem aici. Deci, haideți să vedem care sunt cei trei curajoși care încep. Uite, Leo, super, mulțumim. Următorul, pentru că altfel nu o să vină nimeni. Mai avem pe cineva? Eu. Așa. Eu, Andreea. Mulțumim. Haideți, serviți, vă luați-vă farfurii, serviți-vă, pentru că o să ne povestească Gabi puțin cât mâncăm noi. Ce mâncați, da. Exact, o să ne povestească niște lucruri interesante, dar hai să nu stăm preparate. Da. Și hai, Marta, te rog puțin să ne spui că și voi inaugurați tot acum la Turda. Hai un pic aici, te rog. În timp ce mâncați, țineți minte așa. 1. Toate alimentele pe care voi le consumați astăzi, inclusiv pâinea, provin din alimente salvate de la risipă. Risipa alimentară înseamnă alimente care urmează să fie aruncate la gunoi, pentru că nu mai știe cumva ciclul economic cum să le reintroducă în consum. Însă ele sunt în termen, sunt bune de consum, sunt niște supra-stocuri de obicei și o să vedeți că toate sunt delicioase. Faptul că avem pe Marta lângă noi și care este șef profesionist, partenera noastră de mult timp în proiectul Food Waste Only până acum, am făcut multe cine comunitare împreună cu Marta. Și Marta știe, ca și orice gospodină din România, cred că mulți dintre voi ați văzut deja asta și faceți, să gătească cu orice îi pui în față. Așa că o să aveți supă cremă, zine tu de fapt. Supă cremă de ciuperci. Bineînțeles că am folosit tot ce am avut la dispoziție și înainte de a vă spune ce aveți aici, vreau tot să vă spun că azi am gătit în mare, așa pot să spun, la vedere, adică am văzut ce avem, am venit aici, am văzut, bun, hai să vedem ce putem face din asta. Și sunt foarte, foarte multe produse. Na, acum aici avem niște salate de paste, avem una cu carne, una vegetariană, două vegetariane de fapt, avem niște tartine, niște, cred că pe fiecare masă sunt aici, umplute cu cremă de pește, de două feluri de fapt, una cu ardei, una cu legume, pește, avem mult, pentru că sunt conservele care, uite, aș face o paranteză și la Gabi, să spun că probabil și legislația este o problemă, că se scot din comercializare produsele cu mult înainte de termen, unele, nu cele perisabile din celelalte. Avem supa cremă de ciuperci, o supă cremă de legume și cartofi. Vom avea și un desert, bineînțeles, niște popcorn, floricele, cum se spun, caramelizate cu un ganaș, cu un sos de ciocolată, un sos fin, care are la bază unt, bineînțeles, și frișcă lichidă. Avem banane caramelizate în unt și puțin zahăr și tot cu un sos de ciocolată, pentru că nu prea poate lipsi ciocolata. Niște tartine cu cremă de brânză. Avem și poate cât suntem aici, mai facem câte ceva. Este vorba de a improviza și a scoate ceva bun din orice aliment de bază. Da, de centru gastronomic, aș vrea să vă zic, dacă tot îmi dă această oportunitate, Gabi. Noi tocmai acum o săptămână, cred că sau două săptămâni, am deschis porțile centrului gastronomic Turda, care este un proiect pe care lucrăm de mulți ani de zile. Adică este autorizat pe bistro, însă la noi va prima întotdeauna, deci primează programele pentru dezvoltare locală, dezvoltare comunitară, deci va fi spațiul în care vom desfășura multe proiecte, multe activități cu copii, cu adulți. În același timp este spațiul, adică bucătăria în care noi vom găti, de fapt gătim deja mâncare pentru copii școlari. Este spațiul care ne dă ocazia încă o dată să dovedim, adică să demonstrăm,
să arătăm cât de importante sunt parteneriatele locale, pentru că partenerii noștri principali, atât la partea de bistro, restaurant, hai să zicem, cât și la partea de preparare produse și educație culinară, sunt Grama la Salina, restaurantul Sarea Bucatei, eu număr pe cei locali. Uleiurile presate la rece, Elixir, mulți producători locali, pentru că avem legumele, fructele, avem multe, multe. E foarte importantă această colaborare. Și uite și din punctul de vedere risipe alimentare, pentru că luăm cât e nevoie, folosim cât, cât avem nevoie și putem tot timpul să ne facem aprovizionarea. Nu mă întind. Voi aveți voi de zis mai mult astăzi, doar vreau să vă mulțumesc că ne aveți iarăși atât de voi și ne bucurăm tare. Și, da, cam atât. Mai am de gătit, mă mai duc un pic la bucătărie. Poftă bună! Mulțumim frumos, Marta. Doamne, cum vă place? Fantastic! Așa e, mulțumesc! Foarte fain! Gândiți-vă, dragilor, că ziua de astăzi este în primul rând pentru fiecare dintre noi. Deci ziua de conștientizare a risipei alimentare înseamnă ca fiecare dintre noi, consumator final, să ne dăm seama cât de multă mâncare se aruncă și că e păcat de ea. Știți statistici? Hai să vedem. În afară de colegii mei din Vaca pentru Alimente, care știu, dintre invitați, cine vrea să ne spună? Cam cât credeți că se aruncă în fiecare zi? Puteți să găsi pe ușă. Da, șoptește. Da, pe ușă vedeți și harta României, cu toate regiunile. Vă zic eu, bun. 6.000 de tone de alimente bune de consum pe zi se aruncă, statistic vorbind, în România. Mare parte din asta se aruncă la noi, la consumatorul final acasă, în gospodării. Și aici fiecare suntem responsabili să facem niște schimbări comportamentale ca să nu mai aruncăm. De exemplu, lucruri foarte, foarte simple. Felul în care așezi mâncarea în frigider. Când te-ai dus și ai cumpărat iaurt astăzi, așează-l în spatele iaurtului pe care l-ai deja în frigider ca să consumi ceea ce deja ai în frigider. Regula asta se numește first in, first out. Adică le consum în ordinea în care ele urmează să expire. Pentru că altfel te vei trezi în capătul frigiderului cu alimente de care ai uitat. Puteți să vă faceți o cutie cu alimente pe care să le consumați cu prioritate. Îți rămân, de exemplu, o ceapă, un morcov și altceva, le pui într-un loc anume frigider, în așa fel încât să știi foarte repede când vrei să gătești, ce să faci și de unde să iei. Reinventați rețete cu resturi alimentare. De exemplu, din ceea ce rămâne la cină sau rămâne la prânz, gătește ceva la cină. Încropește-le cumva. Știți cum făcea Jamie Oliver? Foarte multe emisiuni avea când gătea din resturi rămase. De la Thanksgiving, de la Crăciun, de la masa de nu știu care. Rămâneau resturi de pui și resturi de așa mai departe, de orice alte alimente. Le recombina, mai făcea un sos sau mai făcea o salată pe lângă și avea un nou fel de mâncare. E ceva ce putem face cu toții acasă. Și vă recomand să implicați și copiii. Lor chiar le place să fie creativ și vă și dau vouă poftă să gătiți mai des. În România încă se gătește mult acasă. Nu consumăm așa de mult la restaurant, după cum se întâmplă în alte țări. Când consumăm la restaurant, putem să cerem mâncarea la pachet fără rușine. Pentru că și mâncarea aia ajunge la noi dacă nu. Și hai să vedem. Despre comportamentele pe care noi le putem schimba, vreau să mulțumesc în primul rând echipei noastre de la Cluj, din proiectul Food Waste Combat. Unde e și Cami? Cami, Andreea și cealaltă familie. Cami a venit ca și invitat și este acolo, numărul 1, la voluntar. La voluntar, da. Noi am lansat în acest an manualul ăsta care va ajunge în școli, pe care îmi doresc ca și cei de aici să-l răsfoiți. Și dacă aveți profesori, prieteni, școli, partenere, oameni interesați în cursa, în câmpia, în zonă, vă rog să-i puneți în legătură cu Camelia ca să intre în programul de a preda în școli opționalul ăsta de consum sustenabil, care nu e doar despre risipa alimentară, e despre toate resursele. Se numește respect pentru resurse, aplicat de la ideea de respect pentru hrană. Și
a ajuns la respect pentru resurse, pentru comunitate, pentru întreaga planetă. Bun. Ce ar mai fi important și v-aș ruga să luați cu voi de aici e că proiectul Banca pentru Alimente e un proiect al comunității. Nu e un proiect care s-a născut dintr-o idee a guvernului, a unei corporații sau a altcuiva. S-a născut în lume, s-a născut în SUA după marea criză din 65. La noi în România a venit în 2016. Și proiectul ăsta se caracterizează peste tot în lume unde există și pe toate continentele sunt bănci alimentare. Și se caracterizează prin întrajutorare. Deci comunitatea pune mână de la mână resurse cu resurse ca să se miște surplusul, să ajungă de acolo de unde îl găsim, de la proprietarii mărfurilor, de la fabrici, de la supermarketuri, să ajungă la persoanele care nu își pot permite o masă caldă. Asta facem și noi aici, în Banca pentru Alimente. După cum cred că ați văzut deja, am hrănit în anii ăștia de când am început peste 20.000 de persoane, peste 22.000 de persoane aflate în nevoie, care nu și-ar fi permis să-și cumpere din altă parte alimentele respective. Am atins pragul de 704 chiar tone de alimente salvate de la risipă. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Gândiți-vă că într-un tir intră în medie 15 tone. Depinde ce alimente sunt, care e volumul. Și facem repede o socoteală să vedem câte tiruri am salvat de la risipă. Sunt zeci de mii de ore de voluntariat în spate. Este susținere de la puțini parteneri. Și le mulțumim pe această cale tuturor partenerilor care sunt aici de față și beneficiarilor, reprezentanților organizațiilor beneficiare. Și vă invităm să fiți alături de noi și în continuare. Mulțumesc! Sunt extrem de bucuroasă să vă vorbesc despre colaborarea pe care o am cu Banca de Alimente Cluj. E o colaborare care a început în decembrie, în 2020, și care cred eu că a crescut în ultimile luni. Este o mare oportunitate pentru noi, organizațiile neguvernamentale, existența acestei bănci, fiindcă putem în felul acesta să venim în ajutorul a multor oameni care au nevoie de sprijin, care au nevoie de elementele de bază, de mâncare. Vreau să spun că în lunile astea, în 6-7 luni, am reușit să ajung de la un număr de, să zicem, 30 de beneficiari. Am reușit să duc produse alimentare prin Banca de Alimente Cluj la 250-300 de familii, ceea ce înseamnă foarte mult. Și înseamnă să aduci o fărâmă de bine în familiile acestor oameni. Aș vrea să accentuez cât de deosebit sunt oamenii care lucrează la această bancă, câtă devoțiune, câtă implicare au pentru ca alimentele să ajungă la noi și de la noi la cei care au nevoie. Și vreau să le mulțumesc cu orice prilej pentru tot ceea ce fac și să sperăm că această colaborare va fi de durată.